Anton Pisaroglu, unul dintre consultanții politici ai lui George Simion, anunță că rupe colaborarea cu șeful partidului extremist AUR. Politica lui George Simion devine periculoasă pentru România. Anton Pisaroglu, consultant politic al lui George Simion pe probleme de relații internaționale, a declarat joi pentru G4 Media că rupe colaborarea cu șeful partidului extremist AUR, despre care spune că duce o politică ce devine periculoasă pentru România. Am evaluat de o perioadă de timp încoace decizia de a mă alătura lui George Simion în calitate de consultant politic pe probleme de relații internaționale. Din păcate, am ajuns la concluzia că această colaborare nu mai poate continua, atât din motive de diferențe ideologice, cât și din cauza unor discrepanțe care țin de convingerile personale, aspecte care s-au relevat pe măsura apropierii de partid, a declarat Pisaroglu pentru G4 Media. El nu a dat detalii despre diferențele ideologice invocate, dar a declarat că va reveni cu mai multe detalii despre renunțarea la colaborarea cu AUR și despre cum politica lui George Simion devine periculoasă pentru România. Decizia vine la o lună și jumătate de la invazia rusă în Ucraina. George Simion a fost acuzat de opozanții politici că face politica Rusiei. Anton Pisaroglu confirmase în 21 februarie acest an pentru G4 Media că are o colaborare cu AUR, pe partea externă relațiile cu Bruxelles, Israel și SUA e o înțelegere cu ei, nu mă ocup de zona internă. Întrebat dacă își dorește un post de europarlamentar la alegerile din 2024, Pisaroglu a spus că nu exclud o posibilă candidatură în 2024, dar nu neapărat pe listele AUR. George Simion a declarat atunci că nu plătește nimic pentru consilierea primită de la Anton Pisaroglu și alți consultanți precum Adrian Dis și Peter Imre. Pisaroglu a devenit cunoscut publicului în 2019, când premierul PSD de la acel moment, Viorica Dăncilă, l-a numit consilier onorific pentru relații internaționale. Pisaroglu a fost rubist de performanță, după care a lucrat ca șef de securitate și consilier la firmele lui Frank Timiș, omul de afaceri implicat în scandalul de la Roșia Montană, și Dragoș Dobrescu, un temut om de afaceri membru al grupării informale de politicieni și afaceriști cunoscut drept grupul de la Monaco, potrivit Profit.ro. Ulterior, Pisaroglu a devenit partenerul lui Alan Blainestone, fondator și fost CEO al firmei americane de apărare Circinus Defense LLC, dar și al lui Marshall Comins, un consultant politic cu proiecte în Rusia. Anton Pisaroglu este actualmente vicepreședinte al Federației Române de Rugby.